Bine v-am regăsit, prieteni, urmăriți Mădălin Ionescu Show. Inaugurăm astăzi o rubrică, mă rog, cu un titlu sugestiv, Artiști în pandemie. Veți auzi confesiuni uluitoare în această seară despre viața dramatică a multora dintre actorii sau artiștii pe care îi iubiți și iubim cu toții. E bine, înainte însă de orice discuție și de prezentarea invitaților, iată titlurile ediției. De când COVID-19 a înghițit lumea, viața în spațiile publice s-a oprit. Brusc. Viața artiștilor și a tuturor lucrătorilor din spatele lor s-a oprit. La fel de brusc. Și așa a rămas de un an încoace. Astăzi vorbim cu și despre artiști în pandemie. Celebra Monica Angel spune că se va vaccina dintr-un motiv mai puțin așteptat. Nu vom muri într-adevăr de COVID, dar o să ajungem să murim de foame. Rămâi să vezi declarațiile ieșite din comun ale cântăreței. Simt în largul meu, simt că orice aș face, doar așa mă mai simt eu. Se vaccinează Connector? Răspunsul neașteptat în această seară. Cred că suntem prea mici ca să avem o părere, cel puțin eu așa mă simt. Prieteni, în platoul Mădălin Ionescu Show la Metropola TV și pentru prietenii de pe Facebook e valabil anunțul, doi actori uriași. Evident, încep cu doamna Carmen Tănase. E bună seara, înaltă. Bine ați venit la Mădălin Ionescu Show. Cum? E mai uriașă decât doamna. Da, da, e mai înaltă. Doi monștri, cum am auzit pe cineva fără sacri. Da, bine ați venit, bine la Mădălin Scușo. Și numai puțin celebru Florin Zamfirescu, bună seara. Puteți să vă opri, poți să te opri la doi monștri. Da, pe asta am zis. Am auzit odată, era o emisiune pe la TVR, nu pe la TVR, am pus de nișă și intrase Iosif Sava în platou, așa, și domnișoara era nou în breazlă, era la un matinal, s-a uitat la el și a zis, priviți acest monstru al operei române. Priviți acest monstru al operei române și nu o să uit. Este asta. Niciodată omul i s-a mișcat un ochi, el avea o joc al ochilor special. Nu s-a supărat, domnule. Nu, și-a înțeles bine. Genială poanta, că nu se poate spectatorul are să nu uite. Priviți monstru. Acest monstru al operei române. Avem doi monștri aici. Da, da. Trăim într-o perioadă cu un monstru care ne chinuie de vreun an. Și care ne-a schimbat viețile, ni le-a pervertit sau nu știu cum ne-a prins nepregătiți, cu așa în vine, cum ar veni. Ne-a luat fără să ne așteptăm, ne făceam somnul de frumusețe, eram dimineața acolo repede să ne ducem la baie, să ne dăm cu apă pe față și dintr-o dată a venit monstrul ăsta și care ne-a luat direct, adică nu mai știm. Adică nu avea cum să ne prindă pregătiți. Adică da. Să stai așa, să aștepți un COVID. Păi nu, OMS-ul ne-a tot avertizat. Păi nu pe noi. Noi nu auzeam. Pe conducătorii noștri i-au prins nepregătiți. Nepregătiți total. Și o să vă demonstrez. Păi de-abia aștept să ajung. Păi și eu de-abia aștept. Să aud, da. Atunci să încep. Da. Întâi și întâi țin să spun ceea ce sunt obligat să spun, că noi aici suntem pentru că am dorit și nu contra cost. Nu suntem plătiți. Nu suntem plătiți. Dar nu aici la acest post. La niciun alt post, la realitate, la antena, unde ne mai ducem pentru interviuri de-astea, noi nu suntem plătiți. Sunt foarte mulți colegi care zic, aha, te duci acolo, te umpli de bani. Și eu am încercat să le explic, zic, dom'le, hai să zicem că mi s-ar oferi, ceea ce nu s-a întâmplat. Eu nu pot să mă las cumpărat, că eu dacă vin să spun ce vreau eu. Nu ce zice patronul postului care spune, zic ca mine. Ei, nu pot să zic așa. Și atunci noi nu suntem plătiți, dar sunt și supărat că anumite posturi practică o cenzură. Am fost la un post coleg și m-au tăiat și am să spun astă seară ce am spus acolo și au tăiat, dar cu o brăznicie, nu se poate să te cenzurezi. Adică la ce mă chem? Eu pe propria mea răspundere fac niște declarații. Nu angajez postul, nu angajez colegii. Eu am niște păreri și eu. De-aia mă chem. Apropo de opinii, rubrica se numește rubrica. Emisiunea Artiști în pandemie. Cum e să fii artist în această pandemie? Dumneavoastră spuneați la un moment dat că această situație, criză, va fi distrus munca în 6 luni. Păi nu, n-a distrus-o. Apar și forme noi.
Am văzut de curând un spectacol televiziv. L-am văzut că am luat bilet. Nu știu cum se numesc asta, așa? Dar m-am învățat cineva și am văzut un spectacol foarte bun. Îl văzusem încă o dată. Dar l-am văzut mai bine acum că vin camere ca la film. E agroplan, din fundul sălii poate nu vezi, nu auzi. Spectacol poate. Online sau la un era online, dar și cu public în sală. Cu public în sală. Și sunt câteva anunțate și vreau să vă spun că s-ar putea această formulă să perpetueze și după ce o să dispară dacul, să dispară interdicțiile. Pentru că sunt foarte mulți oameni, turnee nu prea se mai fac, costă mult, cazări, transportul, timp liber, actori, mulți. Așa că mai bine să se uite oamenii online și să vadă pe viu, că văd pe viu un spectacol, pentru care plătesc bilet. Bun, asta va fi, arta va căuta noi tranșee. S-a găsit din cauza acestui COVID, deci e ceva de bine. Acel spectacol a fost într-o sală cu 2000 de locuri, au fost 800 de spectatori, nu știu cât, o treime, și 3500 din afară. 3500 de privitori? De oameni privitori care au cotizat, au cumpărat. Care au cumpărat bilet. Și atunci o să, spună că este perfect. Dar, puțin, dar și din poate. Străinătate au văzut, dar și oameni care au vrut să vadă. Și atunci e rău? Că e... Păi asta zic, apar și părți bune. Să nasc forme noi, vorba lui Cehov. Da, deci e de bine. Nu e de bine în totalitate și partea rea o să vorbim la părțile rele. Bun, ce vi s-a părut cel mai greu de acceptat în această perioadă, doamna? Lipsa de perspectivă. Faptul că nu poți să-ți faci niciun plan, nu mai ai niciun fel. Toate planurile s-au dus, cum spunea cineva foarte drag mie, ca pe scurgerea de la chiuvetă. Tot ce aveam construit în minte, și nu mai ai posibilitatea să-ți mai faci un plan peste o lună, peste o zi, că nu știi ce se întâmplă, oricând te pot închide din nou, oricând poate să vină nu știu ce tulpină, nu știu ce și să rămâi așa. Asta, lipsa de speranță. Nu mai avem speranță. Eu personal nu mai am nicio speranță. Adică dacă apare o luminiță undeva, nu mă mai pot bucura de ea, pentru că știu că se stinge lumina când nu mă aștept. Lipsa de predictibilitate este lucru, într-adevăr, cel mai groaznic al acestei perioade. Sunt și alte aspecte. Ar mai fi și altele? Sigur că lipsa speranței este cumplită. Faptul că nu mai poți să-ți conturezi viața. Înainte și crizele aveau un sens, adică puteai cumva să anticipezi o criză. Una economică mică sau un recul, o inflație, o treabă. Acum, într-adevăr, trăim cumva de pe azi pe mâine, sau cei mai mulți... Da, trăim de pe azi pe mâine, exact. Trăiesc de pe azi pe mâine. Poate doar în evul mediu mai exista această filozofie de viață. Puteau să vină peste noapte niște migratori, puteau să vină niște băieți care se supărau, puteau niște facțiuni de-astea de nobili să se certe între ele și să antreneze o întreagă nebunie. Se pare că ne-am întors cumva din perspectiva asta în evul mediu. Dar am auzit, de exemplu, cazuri de actori, de artiști, care trăiau foarte bine. Sau mai mult decât decent. Sau decent. Exact cum ar trebui să trăiască niște oameni care au o profesie și care venită muncesc să bucure o mulțime de populație. Și de care lumea are nevoie. De care lumea are nevoie. Deci nu sunt inutili. Dar acești oameni în plină pandemie, aceiași oameni care trăiau foarte bine înainte, în plină pandemie au ajuns să nu mai aibă surse de venit. Adică după 3 spectacole pe an, nu prea poți să numești asta un venit. Da. Cum vă este, sincer, la modul cel mai onest, asta, deși sunteți celebrități și aveți atâția ani de experiență, cum e să trăiești efectiv în pandemie? Eu spun cinstit, greu. Foarte greu. Pentru că sigur că orice om are, la un moment dat, are niște bănuți acolo puși deoparte, dar aia se termină. Pentru că nu mai vin alții. Că n-am mai avut obiectul muncii aproape un an de zile. Și atunci, nemai câștigând, trăiești numai din aia, la un moment dat se termină. Că nu suntem milionari, să fim serioși. Mi-a plăcut ce mi-a spus la machiaj. Că? Putem să, apropo de actori. Da, pentru că pe mine mă surprinde cel mai tare, mă uimește, mă enervează cel mai tare lipsa de reacție a oamenilor. Și atunci, la un moment dat, m-am întrebat, când am văzut că lumea e liniștită așa, adică n-au nicio problemă, și colegi și asta, și-am zis, băi, eu cred că sunt singurul om de pe planetă care n-are iaht. Adică numai eu mă îngrijorez, numai eu sunt săracă sau cum. Care că n-are nu... iaht? Iaht, da. Că văd că toată lumea era așa... Toată lumea are iaht? Într-o dolce farnind, ca și când toți ar fi cu conturi de milioane și n-au nicio grijă. Și eu eram disperată și zic, bă, eu chiar sunt singura care n-are iaht?
societatea a virat-o, Carmen, într-o direcție foarte, foarte periculoasă, a inconștienței. La noi tronează minciuna, care e mai periculoasă decât bomba atomică. Minciuna asta, uneori nevinovată, dacă oamenii s-ar urmări, noi mințim, că nu mă exclud, noi mințim în fiecare frază, sau aproape în fiecare, la fiecare frază, strecurăm o minciunică nevinovată, uneori pentru o imagine mai bună, alteori pentru un avantaj din ăsta, că eu am spus, eu am zis, eu am sărit, dar n-am putut, eu am vrut să ajut, dar n-am putut, care e o minciună și, dar sunt minciuni oribile. Iar pe asupra noastră, acum, în secolul 21, tronează minciuna. Oamenii deocamdată sunt perplexi, dar eu știu că seamănă cu apele foarte adânci, care sunt așa, pentru că la un moment dat vine un tsunami de oameni care vor răsturna totul. Eu... Crezi? E interesant ce spuneți acum. Da. E eu... și una dintre ideile mele că acum... la un moment dat va exista și un recul. Noi suntem diferiți. Sunt un efect de bumerang. Diferiți pentru că eu sunt pensionar. Și eu nu mai am, m-am retras din activitate. Marii noștri actori au lucrat până pe la 60, 65, 67, Iordache. Eu am 72. Mi s-a făcut jenă. De ce? Mă dau la o parte. Aura Buzescu s-a retras, mare artist a poporului, la 65 de ani. Și a trăit până la 90. Nici ea n-a știut. Dar n-a mai călcat în teatru. A spus, e rândul celor tineri. Eu care am păstorit generații peste generații, mă uit cu plăcere la ei, mă uit cu plăcere la proiectele lor, la realizările lor. Și pensia e suficientă? Da, domnule, eu sunt modest. Plus că am avut înțelepciunea și norocul până la urmă să-mi pot realiza până la pensie cele necesare. Părinții mei au depins întotdeauna de noi. Trebuia să-i ajutăm. Pensia lui mama era 700 de lei. Ce? Murea. A trăit 94 de ani pentru că noi am... Și eu și sora mea am avut grijă să nu lipsească nimic, să nici lemne de foc, nici așa mai departe. Dar totodată eu m-am gândit, eu vreau să fac în așa fel, să nu depind de copiii mei. Adică să nu zic, poate îmi dă și mie 1000 de lei că, uite, stau la veioză. Mama stătea la veioză oricâți bani aș fi dat. Că ea era economă, zice, nu m-a prins lumina că costă. Și stătea la veioză, măi, mamă, mă. Când veneam eu și aprindeam lumină, ți-a uitat, Florine, ți-a învârte ăla acum. Crescuți așa, deformați așa, sacrificați. Sacrificați, da. Sacrificați, ce să mai... Și de-aia eu acum, mi-mi ajunge ce am. Mi-am făcut o grădinuță, am activitate. Mă uit la colegi și la ăștia mai tineri. Dar cu toate astea sunteți printre cei mai vocali. Păi cumva anticurent, anti-sistem, dacă pot să spun. Nichita Sănescu avea odată, a avut o problemă, era foarte rău într-o noapte, dormea și ea săraca și a zis, mama, scoală-te că mi-e rău, taci, Nichita, că mi-e somn, stătuseră. Și a zis, păi, tac, dar mor, zice, mori, dar taci, i-a zis aia. Și s-a sculat și a zis, cum adică, vrei să mor taciturn? Bun. Și au râs toată noaptea. Ei, eu nu pot să mor taciturn. Câtă vreme, ca Aneta Duduleanu din Gaițele, până-i da din deștiul mic, mai spun, mai fac, sau ai la altă, în sfârșit, că Aneta ăsta, Gaițele, știu pe este Zoica. Zoica, păi da. Păi eu am pus-o de vreo 5 ori, așa că nu știu pe Zoica e cu deștiul mic. Da. Deci, noi trăim într-o perioadă în care se fac și minciunile care ni se servesc sub motiv de, sub, cum să zic, ca obligație. Trebuie să le crezi. Păi se vorbește acum public, în posturi, în televiziuni, în radio, nu știu, în ziare, se vorbește despre faptul că cel puțin 80% din populația României nu vrea vaccin. Nu se vorbește. Vorbeam de minciună însă, nu? Sunt foarte puține informații. Se spune numai că sunt cozi pentru vaccin. E adevărat. Sunt foarte mulți oameni care sunt creduri, au intrat în capcana reclamelor sau nu știu ce și se duc repede, se vaccinează. Nu se spune câți mor, nu se spune câți au stări îngrozitoare. Eu am auzit la un moment dat că nu se moare de la COVID. Am auzit unul dintre oficiali.
Între coordonatorii... Se zboară direct în rai. Uite așa se duc. Campanii de vaccinare că nu se moare de la vaccinuri. Așa am auzit. Păi nu o să mori. Faci un vaccin, nu te omoară. Sigur că da. Aseară, sigur. Doamna doctor Monica Pop spunea foarte clar că e dificil, extrem de dificil să demonstrezi că se moare în urma unui vaccin. Păi, dacă nu prea mai cum. Dacă eu lumea schimb, domnul avocat Gheorghe Pipera spunea că există puțin, că eu am ridicat câteva probleme, nu acaparez, numai să lăm calupul ăsta. Nu, că mă uit cu plăcere și te ascult cu... Calupul ăsta. Și eu te-am ascultat pe tine, că îți spun lucruri excepționale la un post de curând. De, mai de mult. Care te-au atacat după aia, dar erai perfect pregătit. Și am vrut să-ți dau și telefon, nu știu dacă te-am sunat. Mai sunat, da. A, păi vezi că am sunat. Deci, sunt cel puțin 70% care nu vor și nu se vor. Eu n-am citit o statistică, dar nu e exclus. Vaccina. Am întrebat statisticieni din toate țările, uniți-vă și anunțați-ne și pe noi, măcar în România, câte decese au fost de la nașteri prematuri greșite, de la morți la naștere, la bătrâni, la călcări de mașini, la auto. Câte morți au fost de boli, de tot, la un loc, prin anul 2019. Și au fost, s-a spus, 600.000. Auliu, da, la 20 de milioane de... Pentru că rata demografică se calculează câți decese și câte naștere. Și când nașterile sunt puțin mai mari, înseamnă că populația crește. Uneori, și la noi se pare că așa e, rata nașterilor e mai invers, mică. Da. Scade, dar nu scade așa, de azi până mâine dispare poporul. Scade în timp. Dar câte decese au fost în 2020 când a pornit vacanța? Nu prea se fac statistici de asta că nu se dorește. E clar. Păi nu că nu ni se ascunde, vorbim de minciună, nu? Dar luăm Institutul Național de Statistică. Păi tot atâți au murit. Da. Ăștia de COVID. Mama mea a murit în 2019. Ea n-a avut COVID. Nici nu știam cuvântul. Soacra mea a murit în 2020. De COVID, cu plumb pus pe transport-o până la Oradea, că de acolo era femeie și avea loc de vechi. Adică o tevatură îngrozitoare. A murit în București? N-a murit în București. A omorât-o în București. Pentru că era la un azil, avea Alzheimer, nu știa nici cum o cheamă. Mai avea și o zi, poate o lună, poate un an, nu știu cât de trăit. Dar să vii într-o noapte și să spui tot cazinul are COVID și au înfelit-o în niște perdele și au aruncat-o în mașină și după aia au pus-o și a zăcut pe culoarul spitalului până dimineață când s-au dus. Ce-i cu asta? E o femeie, vezi? Murise. Ea murise. Că ea nu știa nici ce i s-a întâmplat, nu știa nimic. Da, fost... Nu i s-au efectuat teste? Adică nu... Ce să-i să facă? Nu s-a explicat, dacă nu? Au luat 70 de bolnavi, i-a băgat și pe aia pe rând. Dar ca să vedeți cum se face la noi, întâi au luat corpul de tehnicieni, de surori, de... pe care le-au dus la Băneasa. Ca să fie... Și aia aveau COVID. Iar pe bătrânii au dus în București. Și aia spuneau, dom'le, noi știm ce au oamenii ăștia, trebuie să-i dai aia, să că fiecare bătrân era băgat acolo. Un tratament. Contra sume serioase. Ca să ai un sfârșit civilizat. Ei, a avut grijă statul nostru, fost comunist, tot comunist, să ne omoare în față. Noi stăteam la garduri și bătrânii mureau pe culoare. Doamne Dumnezeu! Pe asta s-a întâmplat. Mama mea a avut noroc că a murit în 2019. Doamne Dumnezeu! Stați un pic, nu, dar e de discutat. Și după aia, nu vi s-a când prezentat niciun diagnostic. O clipă. Când am băgat sicriul în pământ, zic, băi, noi o îngropăm pe ea sau pe cine? Că, da. Nici nu am văzut. Da. Ne-a băgat o sigilată în mașină, am plătit sume până la Oradea să ne ducem toți. 15 inși trebuia să fie acolo de față ca să parcă să pupau cu mortul. În sfârșit stăteau oamenii pe margini să nu fie văzuți că ei nu sunt cu noi, ca să o iubeau, pusese și ea. Și acum nu vreau să răscolesc, nu se știe... N-ați cerut nimic? N-ați... Păi ce să știi, domnule? Niște investigații suplimentare? A primit telefon, a murit. Okay. Dar n-a văzut-o nimeni moartă. Dar să vi se explice ce s-a întâmplat. N-ați primit un real-time PCR? În vacarmul ăla cu atâția... Un diagnostic, un... În vacarmul... Ce diagnostic avea? COVID. Păi au pus COVID. Toți mureau. Și mama mea ar fi murit de COVID în 2019 dacă ar fi apărut COVID-ul. Dar n-a apărut. O capsulau poate și poate că era, dar nu...
Dar le-a făcut cineva test asta? Adică, bine, n-a avut când că, test, că i-au luat pe toți, i-au aruncat acolo și vreo patru au murit imediat. Da, trebuiau să vi se prezinte teste. I-au deplasat în frig, în noapte. Acum, de ce spun eu că sunt 70-80% care nu vor vaccin? Pentru că oamenii sunt speriați. Se simte cu ochiul liber, numai să fii tâmpit să nu vezi cât ești de manipulat și de mințit. Vine domnul președinte al nostru, ales de noi, că am zis că vine un neamț și ăsta va face din România lucru bine făcut. Și spune, vaccinul e sigur! Da, incredibil. Păi l-ai făcut tu! Cum îmi spui, dumneata, că e sigur și ne arăți că ți-l bagă? Nu cred că i-a băgat vaccin. O poftim, nu vreau să cred. I-a băgat selfie ideologic. Noi trebuie să acceptăm nu acel cred. Procedeu ca pe unul real. Șmecheria asta cu ne arată că ne face, eu cred asta că s-a vaccinat. Nu ține la un popor care eu a urțit. Eu vă spun de ce. Eu nu cred că și-ar fi permis, pentru că întotdeauna într-o situație de asta poate să fie cineva care să iasă în public și să... Ce nu să speri? Ce să nu speri? Lucrurile astea se sifonează. Dom'le, tuturor le e frică, pentru că întâi și întâi s-a anunțat, a apărut un vaccin, Pfizer ăștia, dar care nu e testat până la capăt. Nu e sigur. N-a fost suficient. Da, nu testat, e sigur, da. Că trebuia să dureze mai mult. Nu e sigur. A fost vreodată în lume, de când au apărut vaccinurile, această opoziție la vaccin? Păi când s-au făcut, au apărut, eram eu copil. Vaccinul de poliomielită. Toată lumea s-a dus, s-a făcut. N-a fost nicio bun gând că cineva vrea să ne omoare. Da, dar în secolul în care Christine Lagarde declară că suntem prea mulți pe pământ și că trebuie, bătrânii sunt prea mulți pe pământ și trebuie făcut ceva, reprezentant al structurilor politice europene, unei țări batjocorite, furate, cu industria de cu o țară care se vrea eliberată, cu 4 milioane alungați peste graniță, care se ază, care mor, care se mai întorc și mor. Adică, domne, se vrea locul liber. Și vin și spun, facem un vaccin care nu e sigur. Și vine un tiriplici și zice, e sigur, vă spun eu, cum să fie sigur, mănâncă-l tu. Și eu nu mai cred, nu din cauza vaccinului, eu n-am nimic cu vaccinul. Eu cred în vaccinuri. Cum să nu? Că vaccinul m-a salvat pe mine de la niște când eram mic. Și atunci de ce? Astea nu sunt de bune. Ce? Deci, repet, pentru cei care nu sunt avocatul diavolului ca tine care să facă... Nu, eu pun întrebări. Acum mă pun în postura, celor care că acceptă lucrurile astea. Nu sunt duși cu pluta. Oamenii sunt normali. Tac și ascultă. Suntem prea mulți pe pământ. Bill Gates arată că nu știu ce cu Melinda lui. Ăștia la se întâmplă... Nu știu ce poză frumoasă mi-ați arătat. Și eram frumos pe vremea lui Carmen. Tu mă ocoleai, dar eram foarte... Arătam bine. Era mică. Uite, acum degeaba. Și așa e mai de mult. Bun, revenim. Zite Melinda, că rămăsesești la Melinda. Nu, revenim la povestea asta cu vaccinurile. Ok, ideea de a combate un virus care a devenit o problemă medicală serioasă, este, mi se pare normal. Dar întâi să combați virusul pe care l-ai descoperit? Marile probleme aici... Păi cum marile probleme? Stai, unde e virusul? Cum arată? Dacă o colegi și te am duci... citit și eu, am studiat, am văzut tot felul de... Că există virus? Nu știu dacă l-au identificat, adică nu mă pricep. Am auzit tot felul de savanți... Nu l-au identificat. Spunând tot felul de lucru. Unii zic că da, alții că ba. Schimbăm puțin rolurile. Cum unii zic că da, alții că ba. Păi să ni-l arate cineva. Arătați-o, domnule. Eu am înțeles că a ieșit din Wuhan cu geanta în mână, a sărit pe geam și a ajuns în lume și a face propoa de atunci. Dar trecând peste povestea asta, eu cred că toți cei care spun că s-au vaccinat, pentru că nu și-ar permite luxul de a fi vulnerabil și șantajabil într-o anumită situație. Păi stai că nu mă las să termin. Nu, cred că și președintele s-a vaccinat și toți cei care au arătat s-au vaccinat. S-a vaccinat. Dar când ți se spune, vaccinul ăsta... Ce înseamnă că nu, nu te face imun la infecția nouă, nu te face să nu mai dai virusul, nu te face decât să suferi mai puțin. Să suferi mai puțin când mori. Adică să mori mai dulce, așa. Sau, eu știu,
Păi, dar vaccinul ăsta nu e... Acum îl schimbă. Repede că nu, nu e, n-a fost bun. Înțeleg că nu v-ați vaccinat. Oameni care paralizează. Oameni care cad din picioare și mor după vaccin. Oameni despre care nu se spune nimic. Se vorbește însă, se aude la șopârlica, la acolo, dar nu de minciuni. Se aud lucruri. Știu de niște doctori, doctorițe care sunt la pat, care, în România, care sunt într-o situație disperată. S-a făcut vaccinul, a pus dracu să facă. A căzut în capcana reclamă. Și de ce familiile nu vorbesc? Eu asta nu înțeleg. Ok, astăzi, de exemplu, m-a sunat un prieten, mi-a scris un prieten. Bă, am cel mai bun prieten al meu, a făcut vaccin și după 7 zile de la rapel are COVID. Nu e singurul care trece printr-o astfel de episod. Printr-un astfel de episod. La 3 zile, la 4 zile se aude că se întâmplă. Și nu numai în România. Și în afară. Sunt o mulțime de discuții pe această temă. În Israel, în Marea Britanie, țări care au fost inițial campioane la vaccinare, au apărut, s-au mulțit cazurile în prima fază și își puneau problema dacă nu cumva toți ăștia care fac, ajung să aibă de fapt o formă mai lejeră de COVID. Dar trecând peste această poveste, nimeni nu cere un răspuns oficialităților, nimeni nu vorbește despre asta. Pentru că așa o să, toți cei care ies și spun asta, par să iasă de la șopărlica, undeva după un radioșanț, povestind că avem un prieten care face, care drege. Spuneam că trăim în secolul minciunii și că minciunea ne acaparează și ne îngroapă de vii. Adică mie mi se pare anormal să-ți faci vaccinul, să treci prin rapel și la 3 zile să fii pozitiv, și să nu ceri niște explicații unor autorități sau celor care, producătorilor. Sau să fac vaccinul în care cred. Dar când apar tiriplicii și îmi înjură pe inimă, pe mama... Eu nu i-aș jigni, hai să nu folosim, că la televizor e mai greu. Adică dacă eram pe online, vă lăsam... Păi ce am? Folosim toate formule. Ce are? Păi tiriplicii nu. E o formă de defăimare. Mie îmi place cuvântul, sună bine. Îmi place și mie, dar nu l-aș folosi la... Doar îi fac mai mici. Dar ei sunt tiriplicii, sunt oameni serioși, au funcții în stat, rămân în istorie, calcă pe urmele marilor tiriplicilor anteriori. Vă rog, totuși, da, pentru mine, dacă se poate măcar. Dom'le, da, nu, hai că da. N-am chef da. De jignit și de... Da. Da, numai, adică la un moment dat ți se face lehamite. Știi de ce mi se face lehamite? De lipsa lor de rușine. Nu mai există în România cinste și cuvântul respectat. Am auzit expresia unui tată către copilul lui. Copilul zice, mă, tată, mi-a zis că mă lași la film, nu știu unde. Ți-ai dat cuvântul că mă lași. Și tatăl i-a zis, era cuvântul meu. Ți-l dau, ți-l iau când vreau. Educație. Numai aici a fost, nici vremurile nu mai sunt ce au fost. Dar cuvântul meu eu ți l-am dat, despre educație, ce să mai vorbim? Că educația știm cum e. Astăzi avem școli, adică, mă rog, în anumite, e diferit de la o regiune la alta, de la un oraș. La altul, copiii sunt cumva la școală în acest moment. Nu știm ce se va întâmpla, vorba doamnei Carmen Tănase, mâine, poimine. Pentru că sunt niște oameni care iau niște decizii. La un moment dat, virusul are tulpini, are aripi, apare alți viruși. Trebuie să fim pregătiți să ne polivaccinăm. Nu știm ce se va întâmpla. Nu vă e frică deloc de acest așa, să aflăm. Virus, doamna Tănase? Nu. Ați fost foarte curajoasă. Nu mi-e frică. Deși se moare, sunt oameni care mor. Da. Și da, 30 ceva da. De ani. Se și moare. Lumea mai și moare. Adică noi am uitat lucrul ăsta. Avem impresia că, nu știu, unii au descoperit acum că în viața asta să și moare. Adică, totuși, da. Viața nu e o destinație. Unii au aflat că ești în viață până mori. Cale. Viața este un drum, nu e o destinație. N-am venit aici să rămânem pe veci. Și știi că se moare și la 20 de ani și la naștere se moare. Se moare de-a lungul întregii vieți. Și nu vreau să fiu cinică când spun chestia. Chiar nu sunt cinică când spun chestia asta. Doamne ferește! Adică e îngrozitor să pierzi pe cineva. Dar face parte din viață. Adică o să stau acum după canapea, ascunsă după canapea, toată cât mi-o mai fi rămas de trăit. Ca să nu mori. Ca să nu mor? Păi eu să mor la un moment dat și după canapea. M-a întrebat odată, iată-mă, că îmi vine mereu să... N-ați avut prietene care au trecut prin... Ba da. Am avut. Zicem, episod? Am avut. Și? Sigur că da. Au trecut ușor din fericire pentru ele. Au trecut ușor, scuză-mă, Florin. Imediat. Au trecut ușor, adică au avut niște simptome de astea, fără gust, fără miros și cam atâta. Când simptome de guturai, de răceală, de chestii de genul ăsta, au stat în casă 14 zile și cu asta basta. Da?
Nu, sigur că există și cazuri grave, s-au întâmplat, nu, am tot citit, am văzut, am nu știu ce. Acum, discuția cu mine ar trebui să fie un pic mai amplă și mai... No. Pentru că eu am o problemă nu neapărat cu vaccinul, cât cu testele. Eu cu testele am o problemă. Deci acolo, la mine, se oprește discuția la teste. Eu nu mi-am făcut test niciodată și nici nu vreau să-mi fac test niciodată, pentru că eu nu cred în aceste de ce? Teste. Că orice test să-i faci, ești bolnav. Eu am rinit alergică. Am și... Eu mi-am făcut test și n-am ieșit atunci când am sufăr plecat. De alergică. Vara trecută dacă în Grecia. Dacă vor ei, nu ieși, ci că e la televiziune, are nevoie de el. Nu, spune. Plecam în concediu. Plecam într-o mini-vacanță. Dom'le, nu există. Eu nu cred în aceste teste. Mai cred din cauza minciunilor poate mărunte. Eu nu mai cred în nimic. Nu mai cred, da, în, nu mai cred în calitatea mâncării pe care o cumpărăm. Că toată e contrafăcută, noi mâncăm otrăvuri. Nu mai cred în aburul, fumul avioanelor care se încrucișează asupra cerului. Așa, eu am filmat odată, e îngrozitor. Mă mir cum nu se ciocneau între ele. Ce căutau ele? Ce căutau ele făcând așa? Și eu să cred că căutau pe Ceaușescu să-l prindă. Asta s-a întâmplat după ce nu mai era. Ce caută? Nu ne explică cineva? Păi n-are ce. Și dacă ar explica, ar spune o minciună și mai mare. S-a dezvoltat transportul aerian, se dezvoltase nu, foarte tare. Nu, pe dracu. Transportul cu avioane de, cu reacție care se plimbă așa. Și vezi cum fac roate, cum, ca să cadă toate alea pe pământ. Sunt aplicații militare. Păi da, ne pregătim să omorâm cetățenii noștri. Și când auzi că suntem prea mulți, și că trebuie făcut ceva. Și când auzi pe aia zicând, vaccinul nu e sigur, ne-ați grăbit, ne-ați forțat. Eu îi cred de bun. Eu, în schimb, am auzit oameni de știință, care par un pic mai responsabili, care spun așa, că într-o ceașcă de cafea se află atât de multă energie, încât dacă ar fi folosită corespunzător, se referă la energiile alternative. Am auzit, am văzut savanți și foarte multe documentare de acest tip, și care dacă ar fi folosit acest tip de energie alternativă, omenirea n-ar avea nicio problemă, nici legată de mâncare, nici de dezvoltare, absolut. Nici de nimic. Absolut. Bun. Ideea e că nu există niciun interes ca noi să fim foarte bine întreținuți. Bun. Atâta. Aveți dreptate cu testele real-time PCR. Aici o să o spun public în permanență. Am fost, din păcate, primul ziarist român, dacă puteam să mă numesc, că activam pe Facebook atunci. Și aveam un conținut strict destinat celor care navigează pe online. Și care l-am prezentat pe Kerry Mullis, pe inventator. Interviul lui Kerry Mullis, da. După care am prezentat studiul de la Oxford. Cei de la Oxford ne avertizau că toate business-urile care se ocupă cu aceste teste și cu interpretarea testelor real-time PCR folosesc mai multe praguri de amplificare, de interpretare, practic, a celor eșantioane prelevate de la pacienți, decât ar fi normal. Și atunci, dacă, asta spunea și Kerry Mullis, dacă mărești la nesfârșit sau mult, obții ce rezultat vrei, poți declara pe oricine bolnav. Și practic, el nu a inventat acest test. Ca să pună un diagnostic. Nu, ci pentru cercetare. Deci în clipa în care inventatorul acestui test, pentru care a luat și premiul Nobel împreună cu o echipă, el, care l-a făcut, spune, dom'le, testul ăsta nu este să pui un diagnostic. El nu poate să-ți spună dacă ești bolnav sau nu. Și discuția nici nu face diferența între secvențele moarte exact. La unui virus. Deci, în clipa aia s-a închis discuția la mine, cel puțin. Tu știi că Darwin și-a negat toată teoria evoluționistă la bătrânețe și nu l-a ascultat nimeni? Nu știu asta. Îți spun sigur, dar... interesant. Darwin a spus, a fost o prostie de tinerețe, nu mă luați pe mine în serios. Și el e predat ca atare și la bătrânețe era senil, nu mai știa. Da, Kerry Mullis nu era senil. A murit în 2019, în schimb. În august 2019, foarte ciudată această moarte a sa, după ce a dat în Fauci, după ce a dat în Montagna, nu știu cum îl cheamă, cel care și ăla a luat premiul Nobel și acum a trecut pe partea de altă. Așa. Luc de Montagna. Adică a dat în cine nu trebuia și... brusc așa, dintr-un tip foarte verde, la 72 de ani, Florin Eda era excepțională, era sportiv, așa, cu blugi, cu asta,
A murit, suspect, așa. Murit, da. A murit dintr-o dată. O să muri și noi, că nu avem. Cum să, da, cum se moare? N-avem și, viață nelimitată. Acolo am eu o problemă și eu cred, adică am făcut un exercițiu de imaginație și am zis, bă, dacă ar veni cineva acum, o putere supremă, și ar zice, băi, gata, de mâine nu mai faceți niciun test. Eu cred că pandemia s-ar opri. Brusc? Brusc. Nici n-ar mai fi. Dacă n-ar fi testele, pandemia s-ar opri? Da. Eu am avut câteva telefoane. Eu așa cred. Câteva telefoane de la prieteni. Florine, am febră. Asta spunea, de exemplu, un savant. Dar numai puțin. Vă rog. Am febră, cred că nu simt gustul. Aoleu, ce fac? Bă, du-te la doctor, ce să-ți fac? A doua zi. Mă, am luat un paracetamol și mi-a trecut. Eu m-am speriat degeaba. Știți că sunt unii care au ținut-o cu paracetamol așa vreo 5-6 zile, după care i-a trăznit. Zicând, adică am început să aibă simptome mai grave. Eu am auzit, am avut COVID. Și pe Adriana Trandafir și pe mulți, nu de Adriana e vorba, îi bănuiesc de ceva care nu pot să spun, dar bănuiesc ceva. Care afirmă, aoleu, COVID, nu știu ce. Nu vreau să-mi strânesc. Că știți că sunt, care... Eu am foarte mulți cunoscuți care au avut. Adică au trecut prin fazele clasice, dureri de cap. A, uite că m-ai întrebat. Nu au avut gost miros, au stat 2-3 zile Adriana la pat. Adriana a stat săraca în spital multă vreme. Da. Și a stat degeaba. A stat 40 de zile. Ea n-avea nimic, avea analize și spunea, ești bolnavă. Ești bolnavă. Da, da, eu înțeleg. Eu am, așa știu de la ea că ei i-a fost rău. Păi în prima fază. Da, i-a fost rău. Dar după aia n-a mai avut nimic. Păi, după aia nu se negativa, că era moda aia cu trebuie să ai două teste negative ca să poți ieși din spital. Da, da. Ea nu putea ieși că n-avea două teste negative. Asta spune. Partea asta, vulnerabilitatea testelor a fost recunoscută și de medici români, de medici care sunt cumva în zona oficială de gestionare a crizei medicale, gen doctorul ăsta, chiar și domnul doctor Marinescu, prezent acum două zile aici în platou, a recunoscut că există o vulnerabilitate a acestor teste. Adică nu sunt chiar performante. De-aia în septembrie, și o să spun asta până o să înțeleagă toată lumea, prin Agenția Națională a Medicamentului în Statele Unite, care se numește FDA, a aprobat în regim de urgență primele teste care fac diferența între virus gripal și SARS-CoV-2. Sau... Cine le-a făcut testele astea? Nu contează, le-au făcut. Deci teste mai inteligente. Ceea ce înseamnă că foarte multe luni de zile, la grămadă, oamenii au fost băgați în aceeași ecuație, indiferent că aveau gripe mai severe, gripe neo și au fost băgați alți coronavirus, unii cu alții, știi? Alți coronavirus, pentru că erau patru coronavirus endemici, puternici, înainte să apară acest al cincelea despre care se spune că e nenorocire. Și ei au dispărut după ce a apărut COVID-ul. I-a mâncat pe toți, era verișorul cel mai curând, cel mai bine dezvoltat dintre toți, a venit, a zis, numai eu rămân, dispăreți. Și s-a rezolvat problema și atunci am ajuns în această situație. E adevărat însă că există. Eu înțeleg pe medicii care spun, domnule, nu mă interesează dacă e creat în laborator sau nu e, sau e natural. E rezultatul unui proces natural. Eu am o problemă, am niște pacienți în spital. Am filmat la Ana Aslan de curând. Acolo se află Spitalul Umanitar Rol 2, în Otopeni. Și era plin. Adică, totuși, sunt oameni la ATI, ATI-ul era plin. Cu simptomele acestea care au devenit deja clasice, cu probleme. Sunt unii care... În seara asta am stat la masă cu două familii. Una dintre familii trecuse prin această fază mai severă. Ok, și mi-au spus, unul dintre ei mi-a zis, eu n-am mai simțit genul ăsta de răceală niciodată. Adică am avut răceli, dar așa nu am mai avut. Da, asta am auzit. Și eu oameni care au spus că sunt niște simptome pe care nu le-am mai întâlnit până acum. Dar asta nu înseamnă că această criză e gestionată minunat. Despre asta de fapt e vorba. Aseară am prezentat în premieră date legate de activitatea Organizației Mondiale a Sănătății în ultimii 20 de ani și cred că date publice, date care pot fi confirmate de o mulțime de surse, date pe care le poate lua oricine și verifica. Și s-a constatat foarte clar că există niște interese majore în jurul Organizației Mondiale a Sănătății legate de Big Pharma și că Organizația Mondială a Sănătății a mai vrut sau a încercat să mai gestioneze niște pandemii. Dar nu i-a ieșit. De-a lungul istoriei, dar n-au ieșit. Adică n-au fost atât de pandemii pe cât anticipat. Acum s-au specializat și au înspăimântat toată lumea, unii mor și de frică. Au o febră, o gripă și mor, bătrâni. Eu știu o doamnă care a murit pe veceu. Era pe bătrân. Pe veceu și a pornit cu tremurul. Ăla de prin 1990 și câtva. Cinci, parcă. Nu știu când. A pornit. Și a murit pe veceu. De frică.
Păi n-a căzut casa, n-a apucat, a murit de frică. I-a stat inima, așa a găsit-o acolo. Deci se poate muri de frică, știți? Povestea cu... Te poți și îmbolnăvi de frică, pentru că e o vibrație foarte joasă și atunci... Știți, păi dacă câți oameni sunt înspăimântați, se uită la tine ca la nebuni. Deci, băi, COVID-ul există, nu poți să nu există. Există. Nege o prostie. Dar seamănă cu o gripă. Și nu vi se pare surprinzătoare grija asta fabuloasă pentru cei tot atâția morți care au murit și în 2019? Adică, Schultz, ne-am distrus industria, am distrus joburile, am distrus Horeca, am distrus tot! Teatru, artă, tot! Am oprit! Florin, planeta e distrusă. Păi vorbesc de noi. Planeta. Și planeta. Nu, China, China o duce, noi, China o duce bine. China o duce, deci, bine. Pentru tot atâția morți câți au fost și în anii anteriori? Apropo de artă, de teatru, de zona artistică. Rubrica asta... Are un rost și va fi una dintre cele mai puternice rubrici ale acestei emisiuni în această perioadă. Monica Anghel ne-a acordat un scurt interviu prin Skype, că se poartă, s-au schimbat vremurile, ne adaptăm. Nu mi se pare o chestie, nefericită să iei genul ăsta de interviuri fără să te mai întâlnești neapărat sau fără să existe contact. Și vorbește despre traiul ei în pandemie. Dacă s-a schimbat ceva în viața ei, dacă se va vaccina sau nu. Ce spune despre colegii din acest moment, despre faptul că unii nu vorbesc, deși trăiesc greu. Vedeți acum. E o perioadă în care oamenii fără intenție dau altora sau dau de la unii la alții acest virus, SARS-CoV-2. Virus care ne-a schimbat viața. Eu nu mă așteptam atunci când politicienii ne anunțau pe la început că niciodată viața noastră nu va mai fi la fel. Nu mă gândeam că va fi chiar așa bizar tot ce ni se întâmplă. Dar... Până ajungem să discutăm un pic despre cum vezi tu lucrurile și ce ți se pare cel mai deranjant sau mai straniu în perioada asta de criză medicală sau criză socială, cum e cu COVID-ul? Ai avut, iartă-mă că te întreb direct. Nu, știu că eu sunt foarte comunicativă și n-am niciodată nimic de ascuns. Nu am avut. Nimeni din familia mea, din fericire, nu a avut și sperăm să nici nu avem vreodată. Suntem programați să ne... Ai făcut test, ai plecat din țară, că cu ocazia aia aflăm, mai facem câte un test. Nu. N-am plecat din țară, dar datorită filmărilor pe care le-am avut și care s-au întins până târziu în toamnă, am fost testați constant, așa că am știut exact care este situația. Iar după ce s-au terminat filmările, am plecat la noi la pensiune și am stat acolo până pe 27 ianuarie. Se pare o disproporție sau se pare corect tot ce s-a întâmplat? Dacă situația va merge așa mai multă vreme de acum înainte, încă un an sau doi sau cine știe ce au în plan, nu vom muri într-adevăr de COVID, dar o să ajungem să murim de foame, știi? Eu am foarte mulți prieteni medici. Problema a fost că în acele prime două luni de stare de urgență, nimeni nu știa nimic. Absolut nimic. E foarte scurt timpul să poți să
oprește acest virus. Eu cred că putem să mergem înainte și să revenim cât de cât la o viață acceptabilă, dacă nu normală, dacă nu la viața de dinainte, cu niște limite din acestea, care până la urmă sunt limite pentru a ne proteja tot pe noi, știi? Adică eu cred că se pot face niște, vorbesc din punctul meu de vedere acum, cred că se pot face niște spectacole, chiar și în săli închise, cu condiția să folosești mai puține scaune, cu condiția ca spectatorii să intre în sală cu măști. Probabil că după această perioadă o să se închidă din nou și stațiunile astea montane, cum s-a închis și marea, cum a fost asta. Sunt niște lucruri care sunt atât de ambigue, știi, încât mă apucă și nervii. Da. Eu, în general, nu vorbesc despre întâmplarea asta nefericită din viața noastră a tuturor. De ce? Pentru că realmente mă enervez. Tu știi că eu sunt un om coleric. Și am recunoscut întotdeauna că sunt un om coleric. Pentru că dacă mi se par niște situații nedrepte, le simt în primul și în primul rând eu. Nu eu, Monica Angel, artist. Nu, eu ca om. Dar știi ce se întâmplă? Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt așa cum sunt, Mădălin. Da. Pentru că în momentul în care a început pandemia asta, am zis, din acel moment, am zis, ok, o să trăim cum se va putea, avem cu ce să ne îmbrăcăm, important este să avem niște bani cu care să putem să supraviețuim. Doar că eu, din fericire, spun încă o dată, am gândit așa de la început și am făcut foarte bine. Pentru că în partea cealaltă sunt colegi de-ai mei, nu vreau să dau nume, dar sunt colegi de-ai mei și știi și tu foarte bine, care au intrat în depresii groaznice. Da. Unul la mână, că nu au acceptat această situație, că nu au avut puterea de a se adapta, că nu mai au din ce trăi, că nu mai câștigă niciun ban, pentru că noi de anul trecut n-am mai câștigat niciun ban. Corect. Da? Și sunt, mă rog, hai să zici că noi ăștia câțiva care am fost la Te Cunosc undeva am mai câștigat niște bănuți. Și am fost bucuroasă că i-am câștigat, că am putut să plătesc impozitele. Măi, papă, nu mai mai ești tu, măi. Eu înțeleg că ești nervos. Da, dar ție tot îți iau un parizer, promit? Sau alții au câștigat niște bani ca să-și plătească popririle. Exact. Știi? Adică este o situație dramatică pentru lumea asta artistică. Și gândește-te că nu suntem artiști, nu suntem doar noi ăștia care suntem cunoscuți. Da? Sunt oameni în teatre, în filarmonici, în instituții de cultură și așa mai departe. Cu toți oamenii. Ce faci cu toți oamenii ăștia? Ce faci? Ce faci cu oamenii ăia, cu muzicienii care veneau la festivalul George Enescu? Ce faci? Unde sunt? Mai există cineva? Sunt condamnat pe toți la moarte? Nu? Da. Hai că ne unim. Dar repet, în afară de noi, care și noi suntem mulți, repet, sunt foarte mulți artiști, da, din diverse domenii de activitate a artei, care nu se văd, da? Ce faci cu oamenii ăia? Ce faci cu oamenii pe care îi dai afară din diverse instituții? Ce faci cu ei? Unde se duc oamenii ăștia? Nici în străinătate nu se mai pot duce să muncească în străinătate, să-și câștige o pâine sau ceva. Care ți se par totuși aspectele cel mai controversate ale pandemiei? Dacă ar fi să faci un top 3? Nu pot să fac un top 3. Merg pe stradă și văd restaurante sau cafenele la care mergeam înainte și beam o cafea sau mâncam ceva sau mă întâlneam cu prietenii. S-au desființat. Eu sunt un om optimist și, repet, nu-mi place să discut despre lucrurile acestea. Eu nu vreau ca aceste îngrijorări ale mele, care sunt extrem de puternice,
să le transmit Universului. Ba, dimpotrivă, eu vreau să mă bucur de fiecare zi în care deschid ochii, cu puținul pe care îl am, și să mergem înainte și să îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-am mai trezit și astăzi. Ai avut o anemonă de COVID în jurul tău? Sau da. Cu SARS-CoV-2? Da. Și a fost și situația aceea de la Te Cunosc de Undeva, cu Marcel, cu mai mulți care s-au omulit. Mai mulți, Adriana Trandafir, Ozana Barabancea, Andrei Ștefănescu, au fost colegi din producție, mulți oameni au fost. Ești vaccinat, te gândești că asta e o soluție? Păi, și ce se întâmplă? Am auzit și eu de teoria asta, că nu e bine să te vaccinezi, că nu știu ce, că nu știu cum. Bă. Ideea este în felul următor, că la cum văd eu că evoluează lucrurile, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, toți vom fi vaccinați. Asta este clar. Da. Și atunci, de ce să mai stau eu încă o lună, două, trei, cinci, că tot acolo ajung? Sunt programată pe data de 15 martie să mă vaccinez, mă duc frumos, mă vaccinez, după aia fac rapelul și asta e. Da, până când vor apărea acele medicamente ieftine, după ce se va consuma tot acest val de vaccinuri și se vor regla anumite circuite economice, probabil că vom fi obligați să ne vaccinăm. Bineînțeles, normal. Dacă noi am făcut bani în continuare, eu sunt convinsă că ieșeam cu toții pe străzi și ne duceam și în cluburi. De ce? Pentru că aveam bani să plătim amenziile. Da. Este adevărat. Dar acum nu mai avem nici bani, că nu ne mai lasă să mai facem nimic, deci nu mai putem să mai... Ciocul mic, joc de glezne la 11, la Păturică. La Păturică. E aproape ora 11 acum, mă duc și eu spre casă. Îți mulțumesc mult. Treci la culcare, Mădălin. Da, mă rog, nu neapărat la culcare, dar treci acasă. Da, mulțumesc mult că ai vorbit cu noi și am putut să discutăm și chestii mai interesante. Eu sunt ok. De pop. Și iau pe voi toți. Doamne ajută, pupici numai bine. Plânge un artist. Artiștii în pandemie continuă și după publicitate. Monica Angel se va vaccina pe 15 martie, dar nu pentru că este fana acestei proceduri, ci pentru că, din punctul ei de vedere, nu prea mai avem ce să facem. Și pentru a avea acces la niște servicii de calitate, la o viață relativ normală, decizia ei este să se vaccineze fără să mai aștepte nu știu câte luni sau să vadă ce se mai întâmplă cu evoluția sănătății celor care se vaccinează. Ne întoarcem după publicitate, rămâneți alături de noi. Am văzut că sunt foarte mulți oameni și pe Facebook care comentează și care participă activ la această emisiune, apreciindu-i foarte mult pe invitații noștri, Carmen Tănase și Florin Zanfirescu. Ne revedem imediat!